Sentiment profund de incompetență. Incompetență. La fel am spus și când au picat legi pe care și-au asumat și alții răspunderea, da? Am tunat și am fulgerat, pentru că nu-i permis să îți asumi răspunderea pe o lege și ea să cadă la Curtea Constituțională în ansamblul ei. Deci este un element de incompetență. Au vrut să substituie lipsa de voință de a face reorganizarea administrativă cu un transfer către baronii locali care să le mulțumească pentru creșterea puterii. Este un eșec usturător al guvernului și cred că se pregătesc de un nou eșec la proiectul de Constituție. Cred că se pregătesc pentru că modul cum gândesc, cel puțin la cum arată proiectul în acest moment, cu certitudine nu poate fi considerat ca fiind nici european, nici benefic pentru România. Vă dau un exemplu. Acea dorință de asigurare a funcției de prim-ministru prin introducerea articolului care spune cine are cel mai mare număr de mandate dă prim-ministru. Este o mare greșeală, nu o să avem guvern niciodată. Pentru că e greu de crezut că cineva va avea 51%, iar orice mare partid care va avea 40% va putea fi trimis la alegeri anticipate prin coalizarea partidelor mai mici care nu vor vrea să intre cu el în guvernare. Asta este esență nedemocratică a propunerii, pentru că de multe ori, pentru a realiza o majoritate parlamentară și să poți instala un guvern, poți fi nevoit să dai funcția de prim-ministru celui mai mic partid. Numai să reușești să coalizezi 51% din Parlament. Deci, cred că vor avea eșecuri la modul cum abordează lucrurile. Și am văzut că le abordează extrem de partinic, extrem de îndreptat către momentul de acum, chiar din legea descentralizării. Dacă îmi cer scuze...